Medicamentele pentru gripă și răceală cu pseudoefedrină au un risc ridicat de atac de cord. Agenția Europeană pentru Medicamente anunță o analiză de siguranță a medicamentelor care conțin această substanță. Un comitet al Agenției Europene pentru Medicamente a declarat că a început o analiză a medicamentelor decongestionate pentru răceală și gripă care conțin pseudo ca urmare a unor probleme de sănătate. Analiza vine în urma unor rapoarte privind afecțiuni care afectează vasele de sânge din creier. EMA a precizat că analiza vine în urma unor rapoarte privind afecțiuni care afectează vasele de sânge din creier la unii pacienți care au luat medicamente care conțin pseudo- efedrină. Potrivit EMA, preocupările sunt legate de riscul de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară și de sindrom de vasoconstrucție cerebrală reversibilă, afecțiuni care afectează vasele de sânge din creier. Medicamentele care conțin pseudoefedrină prezintă un risc cunoscut de evenimente ischemice cardiovasculare și cerebrovasculare, inclusiv accident vascular cerebral și atac de cord. Pseudoefedrina este un medicament care se utilizează singur sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata nasul înfundat din cauza răcelii, gripei sau alergiilor, relatează știri pe surse.ro